Să nu uităm de unde am plecat. Faptul că la începutul anului am propus același proiect, același lucru de achiziționarea cu alocarea în bugetul local a unei sume pentru achiziționarea prin fonduri europene sau printr-un proiect anual de achiziționarea acestor autobuze sau tramvaie, ni s-a spus atunci că nu se poate, că este legal, că este un proiect care nu are rost. Domnul primar de mai multe ori a spus în, și în plenul ședinței și în următoarele conferințe de presă că nu se poate. Iar iată ne-am trezit odată că dumnealui a implementat un proiect și că s-a gândit în luna iunie să achiziționeze aceste autobuze electrice și a revenit ideea. Singurul lucru bun pe care l-a făcut domnul primar, că avem acest, fapt, singurul merit al dumnealui pentru faptul că Brăila va avea autobuze electrice, este acela că a semnat un proiect gata, venit de la Ministerul Dezvoltării pentru Brăila. Dumnealui a tot invocat că de atunci a putut, fiind dată o ordonanță de urgență. Ordonanța de urgență era în dezbatere cu mult înainte și noi tocmai ca un preambul, tocmai asta am spus, am venit cu un proiect, urmează, ordonanța de urgență era chiar de anul trecut într-o dezbatere, urma să se poată face achiziția de aceste autobuze. Iar dumnealui se laudă că a venit un proiect și că în 20 de zile, din iunie până în sfârșitul lunii iunie, de când a intrat ordonanța până în iulie, primăria a pus la gata proiectul de achiziționare acestor autobuze. Este un alt mod în care, de fapt, domnul primar doar i-a fost pus de la București, ia un proiect, semnează-l și te bucur și de investiție, că nu pot, nu ești în care să faci, că n-ai pus-l la proiect, și după aceea ne ieșim în presă și ne rugăm că am gândit și am făcut un mare lucru. Este un... Spui că a făcut asta premeditat, adică a respins proiectul vostru pentru că el deja avea ploile aranjate pentru... Nu am înțeles nici atunci, nici atunci. Nici, exact, nu am înțeles nici atunci și nici acum lucrul acesta. Mi se pare așa un lucru, gata, terminat, avem niște autobuze, oricum noi voiam să mai scoatem niște, noi când spun noi, mă refer la administrația PSD, să scoatem niște linii de tramvaie, poate noi mai scoatem că avem tramvaie noi, totul e așa, pompieristic făcut. Am luat niște autobuze și niște tramvaie. Mă repet, o chestie care poate părea de finețe, dar nu este niciun merit, o gândire și o strategie, o viziune a domnului primar, ci este un proiect inclusiv forma de hotărâre de Consiliu Local este venită de la Ministerul Dezvoltării, tot proiectul, tot. Doar trebuia semnat cu pași, cu procedură, tot ce trebuia să facă. Este venită de la Ministerul Dezvoltării către primărie.